sau tare YouTube sunt Aurel, sunt pe canalul Una Grind și ne jucăm Diablo 3. Între timp am mai pus la domnișoara aici un coif frumos. Am mers și în sat și am lăsat un inventar. Deci, acum e bun, pot să mai aduc ceva. Și continuăm să-l căutăm pe John Dar. Să-l batem și să-l omorâm. Până una alta ne ocupăm de ăștia mici. În episodul trecut am și un pic de cedat. Hai mă, să nu-i plinim. Avem și un ajutor aici, un cavaler templier. Care să mă ajute la killerit. Băi, băi, mă serb un bomb aici. Până nu dau eu una, dar nu decede. Să aici un cad niciunul? Pe aici? Aici mă toc în fa... Tot sunt pe aici, să-mi iau niște viață de-asta. Dacă în primele episoade și în primele mele leveluri aveam probleme cu viața, acum chiar o să am. S-a început să vină din ce în ce mai puternici scheletrul ăsta. Ia. Hai să mergem pe aici totuși. Hai mă, lubiți mâine, mă ajuți? Templar John Dar, how could you succumb to this? Come, the coven is my motherhood now. The powers we serve will soon rule this world. Ai, ce rost de bătălie iar. Atât? Please forgive me. My vision was clouded by the coven's evil magic. Betrayal can never be forgiven. Thank you for your aid. I will go with you on your hunt for the Skeleton King. If we find the sacred tomes of my order, they are mine. Agreed. Then onwards we go to fight the Skeleton King. Să mergem să bătem, cine e aici? Asta nu avem deloc. Aici avem deja scut. Păi și, a, trebuie să ne întoarcem la portalul ăsta. Bine, începând acum putem să jucăm cu încă doi de ăștia. În fapt, suntem doi inși. Și pot să mai încolo, am văzut că pot să-l schimb, să-mi iau altul mai puternic. Ca să mă ajute să facem misiunile pe aici. Să căutăm prin criptele royale. Regale, de fapt, am zis să ne îngăză cu română. Ceva bonus pe aici, adeo. Mărunți? Aici? O. Bine, asta dă și ei în ea, dar mă, că după nu... Bă, pușcă! Unde-a picat aia? Oho! Am mai obținut poate de viață, până acum nu le băgam o seamă, dar de când m-a killerit. Trebuie să fiu atent. Adună și noi mărând după aici. Bine, n-am încercat până acum să cumpăr... Ah, era unul acolo. Opa. De ce nu mă lasă? Stai, să ajut pe ăsta până... Până nu dau eu cu coasa, nu se pune. Ia pe aici, pe sus, mai e ceva? Deocamdată nu avem misiune clară, trebuie doar să cercetăm pe aici, prin cripte, așa că asta facem.
să folosim din ce în ce mai mult furia, că ăștia din ce în ce mai mulți și mai răi. Tu ce dai, mă, din spate? Nu ți-e rușine? Hai să mergem să ajutăm totuși pe templierul nostru, că văd că e tot curajos, da. Horrific defeat in Westmarch. My beloved king lost all pretense of sanity. He seethed with rage, spitting curses upon us as traitors. With great sorrow, I ran him through. Hai, vedem pe aici mai găsim. Și unde intră aici? Nu poți intră aici? Sau e altă intrare? Nu? Aici merge? Nu. Ah, pe aici. După ce nu cumva am fost? Nu, nu am fost, că n-am spart. Uite, așa îmi dau seama. Bă, da, am fost, că uite ce e aici. Urmele măcelului. Am o bag și exact între ei, la jumate. Am mai dat din greșeală și cu... Ba, 30 de killeriți. Peste media mea de 20 și sub recordul meu de 40 și nu știu cât a fost. Bai, da. Dă-te. Ia-l liniște și pe ăștia. But I will not stand down. Ăștia-s mai șmecheri ăștia. Vrentează, ce fără. Could we find more like that? Mai cercetăm. Și vedem ce mai găsim. Aici? Ah. Trebuia să atragă pe aici prin capcana asta și dau drumul la... De unde dau drumul la... Nu merge, dau drumul la asta, cum îi spune, la candelabul ăla. Aici e rost de bătălie puternică, da. Am un foc și record ieri, la omorât. Stai că mi-a dat ceva la inventar aici, să ne uităm. Aia asta nu-mi trebuie deocamdată. Atât? Se pare mie că... Ia să închid asta. Păi și cât mai cercetez pe aici? Pune mă pe toți? Mai să ne cunoștem niște încăperi, nu? Am trecut pe lângă ele, totuși. Ai ce rost de bătălie, că am auzit. Oh. Auzeam pe aia zâmbind. Atât? Ce e aici? Horă! Atât! Înapoi în iad, câinilor! Vai, 18! Atât? Și pe aici? Misiunea asta e doar de... Chilării de-aștia? Nu găsim și noi vreun... Trebuie să mă întorc și la camerele de la intrare. Hai să stai pe aici, pentru la posta. Mai adună niște bune și noi. Oh.
Se ha hecho los de Killoreala. Dar bine că după ce i-am omorât am dat și eu drumul la... Zi-mă că ai nevoie de treabă, uite ce. Băi, dar îmi place când dau cu click dreapta și măcesc cu băieți. Nu vreau să pe aici. După aici am fost? Aici sau... A, nu pot să trag de asta. Am întors pe aici. Uite, n-am luat bani de jos. A, păi văd că aici s-a cam închis zona. Și am omorât pe băieți. Hai să mergem pe aici pe jos, să vedem ce mai găsim. Că probabil pe ce... Asta deja a leșinat. Ia. Ceva pe aici? În afară de niște gold, nimic. Aici am fost. Ne să intrăm în camerele alea care am trecut pe lângă ele. Nu? Pe aici, parcă aici am fost, parcă, nu? Nu e nicio... Nu mai e nimeni pe aici. Aici sunt două camere la intrare, una și a doua. Intrăm în prima. A, ah, care corespunde cu a doua? Atât? Și acum unde vrem mergem? Ce fi cum? Uite-mă, pe aici erau băieți. Ia mă, să intrăm și pe aici. Uite ce e aici. Mi-era doar de o mică hordă asta de... Păi, dă gage ca una și atâta le trebuie. Și noi... A, mă gândeam că nu pot să mai trec în partea asta. Băi, acum s-a stricat treaba, că au ăștia arcuri. Hai să... Mai căutăm și niște gol pe aici. Hai. Hai mă, unde sunteți? Mă, dar pe aici n-am fost, parcă aici am fost. Kingdom of Khajistan, I heard rumors of Zakarum warriors called Crusaders. While the natives were most reticent, I was able to deduce that this order was founded 200 years ago, just as Rakis took his army of paladins west. But these Crusaders went east on a very different mission. Aici a fost în jos? Deci am... Ca o pe băieți. Aici am fost, că e ușa deschisă. Ușa sunt ușa deschisă. După aici cum ajung pe ușa aici? După acolo trebuie să merg undeva? Hai să facem stânga. Uite băieți aici. Deci, astea sunt semnele că aici n-am explorat. Sau, ba da. Mai mai căutam totuși. Uite când dă deja... Eu dă sine cu furia, dar n-aveam. E rost de bătălie aici. Hai
Ce amuzament pe băieți aici? Pe ce te bați mă acolo? Gata, așa level-ul. Păi nici mai putem de blo... A? Ce-am luat aici? Nu. No. Așa, acum ieșim pe aici. A, trebuia să ajung. Să caut pentru... A, să caut ale royale. A. Am crezut că sunt în criptele regale și se caut pe acolo. Uite, am găsit și asta spre casă. Să găsesc cripta lui regele Skeletron. Se fac. Hai totul să zic și frumos, elegant, adică să nu zic așa. Să găsesc cripta regelui Skeletron. Să nu vorbim totuși urât. Am găsit o sabie. O să iau? Keep your distance from him. This burden is mine to bear. May death bring peace from your madness, Leonic. Asistăm aici la moartea lui Cezar, Brutus. Știi acum ceva ce se bate în pește? Ah, doar am stat la piesa de teatru? Opa! Asta e Rege Skeletron? We shall put you down, Hellspawn. Trebuie să distrugem turnurile care alea fac scheleți. Să mă luăm viață, să mă luăm viață, că... Oho, bătălie aici! Ăștia spawnează scheleții ăștia. Gata, mă, și acum să-i luăm pe ăștia care au rămas. Au 37. Cât poate să ating recordul? A fost greu, n-a fost ușor, dar i-am și-am mai bătut. Nu zic că e la fotbal, ne-am dorit mai mult victoria. Atât? Păi ce mai e? Hai să facem totuși. Oh. Ce? A coșat un blad ăsta pe aici. Și acum să schidem ușa. Ce-o fi în spatele meu, spatele fapt. Mă așteptam să fie mai făr și miere. Bă, care tragi, mă, mine? Hai să mergem după ei, că e nasolă treaba. Asta e nasolă, astea cu arcul, pentru că te-ai de la distanță. Ia uite. Și noi de aproape. Noi suntem mai tandri cu ei așa, dar mai de aproape. Are you ever afraid in battle? True warriors overcome their fear. We are both blessed then. My faith armors me against fear. Cred că aici trebuie să intrăm. Am dat un pic de tură să vedem dacă este ceva în zona aia. Vedem pe aici ce mai e. Dar la intră pe-un poartă, așa? Oh. Băi, dar cum zboară scheleții, îmi place tare. Cu zbor. Nu, s-a pus zbor, cu zbor clienți. Ia, scheleți că zbor. Bă, dar cât sunt capi acolo într-o cripto din aia? Aceasta petrecere acolo? Atât?
Cred că aici pe jos mai este ceva. Hai să mergem pe... partea asta, pardon. Hai să mai explorăm pe aici. Să găsim... Ia să ne uităm un pic la ceas. Oho, deja a trecut 20 minute. Bun, hai să lăsăm pentru episodul viitor. Să-l găsim pe prietenul nostru, Skeletonul King, regele scheletilor. Și vă spun doar, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like. De asemenea, dacă sunteți nou pe canalul meu și vreți să vă abonați, apăsați butonul de subscribe. În data viitoare, eu vă urez un sincer salut!